numărul 840 din 22 octa 2017. Înainte de a începe cu ordinea de zi, dau cuvântul domnului viceprimar. Bună ziua! Aș dori să ne trag punctul 1 de pe ordinea de zi pentru lămuriri suplimentare. Să se consemneze de secretariat. Trecem la ordinea de zi. Domnul președinte, dacă puteți să mă spuneți. Înainte de începerea ședinței, cât de votarea ordinii de zi, aș vrea să fiu lămurit cu caracterul de maximă urgență și forță majoră pentru această ședință, deoarece se convoacă de îndată în Consiliul Local în ședință. Care dintre puncte nu mai poate aștepta? Care este maxima urgență sau forța majoră în care am fost convocați astăzi? În condițiile în care de la achiziții cred că nu este prezentă doamna Oandră, o să încerc să vă spun despre ce este vorba. A fost aprobată o hotărâre de Consiliu privind planul de mobilitate urbană ceva vreme înainte. Ca o componentă a acelui plan de mobilitate urbană, era și un serviciu public de transport local. În acest moment se dorește accesarea unor fonduri europene, deci depunerea unui dosar de finanțare. Ca și pieză obligatorie în acest dosar de finanțare, este o hotărâre privind înființarea acestui serviciu public de transport local. Linia de finanțare se deschide în curând. Consultantul, după această hotărâre, în situația în care veți adopta această hotărâre, are nevoie de puțin timp pentru a mai prepune documente. Existența acestui serviciu public este un criteriu de eligibilitate în care am observat de finanțare. Și având în vedere faptul că este alocată o sumă de bani ca și finanțare, în situația în care nu depunem dosarele printre primii, să riscăm ca acești bani să se termine și să nu mai accesăm. Am înțeles justificarea dumneavoastră pentru mine. Nu este foarte clar, de la momentul, vă și spun, când am aprobat plan de mobilitate, că l-ați trecut aici, în 26 aprilie, am aprobat planul de mobilitate durabilă, urbană durabilă, unde tot făcut atunci cu sănătatea, cu, nu știu, din luna întâia. Era prevăzut în acel plan și această componentă. Ne-am avut o ședință ordinară săptămâna trecută. Materialele astea, dacă mi-a fi dat 3 zile înainte și atunci era extraordinară, puteam să le lecturăm. Nu vreau să citesc pe domnul coleg, le vedem astăzi, nu știm ce votăm, sigur că importanța este nemaipomenită, dar există un termen limitat pe depunere și dacă e foarte apropiat, puteam să o facem într-o extraordinară, să primim materialele cu cel puțin 3 zile, să le studiem și noi. Ne acuză cu urmă presa și lumea că trebuie ce votați acolo, ca primari? Adică asta era nelămurirea, maxima urgență. Mi-ați spus ceva, dar nu mă lămuriți. Domnul consilier, o să vă dea lămuriri suplimentare cu legame de la achiziții. Deci pe programul operațional tot 2014-2020, se de 2016-2020, linia pe care noi vrem să accesăm frontul 3.2 se preconizează că se va deschide 20 septembrie, termen de depunere 6 luni. Normal, noi mai avem încă 2 luni estimăm pentru elaborarea cererii de finanțare să contractăm serviciile de consultanță și pentru elaborarea tarifului. Deci asta este maxima urgență. Cine depune primul cererea? Primul venit, primul cererea. Da. Valoarea estimată de consultanții noștri este undeva între 6,7-6,8 milioane de euro. Vreau să vă întreb ceva. De cum se ia să vă întreb? Vreau să vă întreb, dacă vă întreb.
Spuneți, spuneți. Vreau să vă întreb, știți că se deschide linia în 27 de ani, când ați aflat? Deci am aflat de de exemplu, avem pe Victor Preamță de până clasa 10, tot așa, acolo suntem în achiziție, în procedură, încă nu s-a deschis linia, deci noi nu putem anticipa când se deschid. Suntem anunțați cu, sau poate să fie un termen, că se deschide în data de și se poate amâna. Domnul consilier, de deschiderea liniei de finanțare se află în câte de mații. Da. Deschideți la cuvântul rău, spuneți. Deci de linia de finanțare deschiderea liniei de finanțare se află la mare până. Dumneavoastră ați aflat de câteva zile. Poftiți? Dumneavoastră ați aflat de câteva zile, pentru că sunt publicate. Asta mai de mult. Asta e părerea de noastră. Spune, domnul doctor. Parțial a fost dăruit. Propunerea mea este să avem ordinea de zi cu un singur punct, acolo unde urgența și forța majoră ne obligă, restul să le lăsăm deoparte, să le putem studia. Nu pe un motiv din ăsta ai ducesc, hai să spunem una cu maximă urgență și pe restul vedem după gardă. Pe genunchi, ca să nu știm ce vota. Propunerea mea, nu știu dacă este ca să-i țină de colegii. Trebuie votat ordinea de zi, dacă nu se votează, sau ce să spun? Inițiatorul, dacă este de acord, se retrage. Punctele care au deci, ne prezent, supune la vot ordinea de zi și vă rog să ascultați. Supune la vot ordinea de zi, fără punctul numărul 1, cine este pentru? Împotrivă? 1, 2, 3, 4, 5, 4. Abținem. Începem cu punctul numărul 2, dacă punctul numărul 2 a fost intrat. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuielea municipiului Câmpia Fuzii de anul 2017 și modificarea listei de investiții aferente. Prezent de inițiator primar Dorin Nicolae Roșian. Dacă aveți discuții pe tema acestui proiect, spuneți cum vă arăt. Dacă cineva din aparatul de specialitate a Sfântăriei poate să ne aducă câteva lucruri, aștept cu ascultă lucrurile. Rectificarea a fost produsă... La microfon, da. Rectificarea de buget a fost produsă în baza referatelor de specialitate întocmite de colegii din serviciile de specialitate acum și în urma adresei primite de la Direcția Regională a Bugetului. La partea de... Deci modificările vor fi atât pe secțiunea de funcționare, cât și pe cea de dezvoltare. La secțiunea de funcționare, modificările care sunt la partea de venituri se influențează bugetul cu suma de 214.000 și cu acea sumă se influențează și partea de cheltuieli. Suma de venituri este 100.000 încasate din impozite și taxe, impozitul pe servicii persoane juridice, 100.000 și din donații și sponsorizări care au fost pentru cu destinație pentru zilele municipiului și care s-au încasat în data de 18 a 8-a 2017. La partea de cheltuieli materiale, pe capitolul 51 se influențează cu suma de 33.000, care se diminuează partea de cheltuieli 33.000, care se, cu sumă care se suplimentează la capitolul 74 pentru reparații la conductele de apă din pe strada George Coșbuc și piața Mihai Viteazul. Capitolul 65, învățământ, se vor opera modificările care ne-au venit de la Cluj, de la Direcția de Finanțe, și anume se transferă sume din trimestrul 4 în trimestrul 3 pentru a se putea plăti drepturile salariale ale personalului din învățământ. Astfel, pentru grădinița lumea Pipindeilor se propune suma de 39.000, grădinița Pinopiu 20.000, Mihai Viteazul 100.000, 97, pentru
56.000 și 97.000 pentru colegiul Victor-Ungureanu. Din bugetul local se propune alocarea sumei de 16.700.000 pentru grădinița Lumea Pinocchio, pentru grădinița Pinocchio, sumă ce este necesară 7.700.000 pentru compartimentare de grupuri sociale pentru personalul didactic și nedidactic și pentru montarea unui ventilator pentru spațiul de depozitare a lejerie și cercetarea acestui spațiu. 9.000 de lei se alocă pentru cumpărarea unei mașini de spălat profesionale, tot pentru aceeași grădiniță. Tot la capitolul 65 se suplimentează bugetul cu suma de 4.000 de lei necesară incendizării sediului grădiniței din strada Iacoviței. La capitolul 67, intențele sunt cu suma de 126.000 din sponsorizări și diferența de 67.300.000 se alocă pe spații verzi. La 74, cum ziceam, modificarea care a devenit de 33.000. La secțiunea de dezvoltare, la capitolul 51 se alocă 12.000 transferați din secțiunea de funcționare pentru achiziționare de licență, program, antivirus, care licența va expira în luna septembrie pentru calculatoare. La capitolul 70.050, aici sunt două modificări. Deci din poziția 12, servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor cu finanțare externă, cu valoare de 558.120, se diminuează cu suma de 284.200 lei, care se realocă pe poziția 18 și 19. Adică pentru infrastructură, transport public și măsuri pentru mobilitate, suma de 214.200 lei și 70.000 pentru elaborarea registrului de local de spații verzi al municipiului. La sursa E și F vor fi numai modificări între articole de cheltuială. Acina, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Specializată în așa ceva.
Dacă permite, spuneți. În ce scuze că am întârziat din acum de la terenul test, tocmai pentru proiect legat de ceea ce dumneavoastră votați astăzi. Strict pe punctul 4 privind studiul de oportunitate, este un studiu de oportunitate care stabilește două lucruri extrem de importante. Unu, stabilește traseele pe care se vor urmează să se trasau locurile pe care vrem să le achiziționăm în cadrul sau flota pe care intentăm să o achiziționăm în cadrul planului de mobilitate urbană, măsura în care proiectul european va fi semnat contractul și vom obține banii. Iar cel de-al doilea aspect este recomandarea de înființare a transportului public, serviciul de transport public local și delegarea acestea către o societate aparținând primăriei municipiului. Aceasta este esența studiului. Restul sunt date tehnice. Domnul Tormea, aveți ceva? Eu am impresia că ne-am votat ceva legat de transportul public local. Nu mi-am amintesc foarte bine, dar dacă am votat, atunci eu să fie obiectiv. Cu stațiile, cu problemele astea, așa mi-am amintesc. De asta am și pus întrebarea. Asta aia era altă mâncare de persoană. Da? Aici vorbim de traseele pe care, deci, planul de mobilitate urbană pe care dumneavoastră l-ați aprobat undeva în decembrie, dacă bine rețin eu, sau ianuarie, decembrie, totuși, singur, prevede studiul de oportunitate corelat cu planul de mobilitate urbană și stabilește traseele pe care urmează să se traseze aceste autoturnați, pentru că sunt trasee noi, trasee care încearcă să mulțumească întreaga populația municipiului nostru. Este un traseu care pleacă din zona centrală, pe strada Republicii, se întoarce pe strada Aurelu-Vlaicu, da? Și merge până la zona industrială, zona Macromex și la Lorei. Avem de asemenea un traseu care merge pe zona de Șarâng, la fel, până la Locuri, și un traseu care merge la în cartierul Sângraia, care se întoarce la Minoriștilor și se întoarce pe strada Tudor la Ilescu, deci acoperă și cartierul Sângraia. Deci a votat dumneavoastră atunci, nu știu dacă s-a votat până la urmă, pentru că a fost întrebat de tot. A fost când a fost aprobat un proiect de hotărâre de înființare, la recomandarea în care se ce trebuia să fie niște dat din trebuie, a fost anulat proiectul și pe urmă nu a mai fost depus aprobări, pentru că o să nu știu că nu a fost acum a fi aprobat linii de finanțare, este posibil. Oare cum a vorbit? Deci nu văd un studiu de impact, să vedem, avem nevoie de un transport local, unde distanța maximă, care din centrul orașului e de 3,5 km în orice punct al orașului. Tocmai asta este un oportunitate, tocmai asta vă spune că avem nevoie. Bun. Inclusiv stabilește prețul bilet. Am înțeles. Mai că dacă ne aplicăm acest studiu de oportunitate, ne grăbim cu ăsta. Ne și grăbim. Pentru că tocmai vin de la terenul vest și din data de 21 septembrie ce se depună proiectele. Sunt 45 de milioane de euro pe toată regiunea nord-vest, da? Cu posibilitatea de majorare până 20 de milioane, înseamnă 65 de milioane de euro. Și se merge pe principiul primul venit, primul servit. Deci chiar ne grăbim. Mai aveți ceva, domnul Tocu? Supune la un proiectul de hotărâre, cine este pentru? Discuții? Supun la vot.
Cine este pentru? 15. Împotrivă? Scuze. 14. Împotrivă 2. Abține? 15 pentru 2 împotrivă. E bine, e bine. 15. Scuze. Punctul 6 de ordine de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții în îmbunătățirea eficienței energetice a unor clădiri din incinta Liceului Gheorghe din Pavel Dan, din municipiul Curtea Tuzii, clădire C1, corp A plus B. Prezintă inițiator primar Dorin Nicolae Rușinan. Dacă sunt discuții de la imaginea proiectului, este prezent aici reprezentantul consultantului și o să vă rog. Bună ziua din nou. Proiectul nostru a suferit o modificare. După cum, sau dacă nu mă amintiți, erau incluse două clădiri. Aveam clădirea C1, reprezentând liceul și sala de sport. Principalii indicatori ai proiectului fac referire la indicatori de nivel energetic, creșterea eficienței energetice, reducerea dioxidului de carbon și așa mai departe. În urma efectuării raportului de audit energetic s-a constatat că indicatorii nu se încadrează între cei prevăzuți în cadrul ghidului solicitantului și pe această cale am adresat și atât în scris cât și telefonic niște întrebări reprezentanților ADR ca să vedem dacă suntem sau nu eligibili cu clădirea sălii de sport, având în vedere că nu se încadrau în indicatorii respectivi, însă erau calculați conform ordinelor stipulate în ghid. Am primit răspuns telefonic, însă am așteptat să așteptăm și răspunsul în scris. Aceștia ne-au spus că, din păcate, dacă nu reușim să ne încadrăm cu indicatorii între ce menționați în ghid, clădirea devine neeligibilă, iar dacă proiectul nostru prevedea reabilitarea ambelor clădiri, atunci proiectul era automat respins. Iar atunci am decis să rămânem doar la o singură clădire, la clădirea liceului, deoarece aceasta respectă atât indicatorii din ghid, cât și restul criteriilor de eligibilitate. De aceea a trebuit să facem această modificare, pentru că dacă rămâneam împreună cu sala de sport, proiectul devenea neeligibil și atunci era respins. Deci, noi pe rog, riscăm să pierdem toți banii. Clădirea de sport este puțin mai diferită față de liceu, deoarece este pe un singur nivel, are și înălțimea și lățimea mult mai mare față de o clădire obișnuită sau de o sală de clasă. Și atunci, acei minim și maxim care erau în ghid, nu ne permiteau ca să încadrăm sala de sport acolo. Am întrebat dacă putem să o încadrăm, am încadrat o categorie a clădirilor de învățământ, nici dacă o încadram ca orice altă categorie de clădire, nu respectau acei indicatori din punct de vedere al eficienței energetice. Da, mulțumim pentru explicare. Bun. Ce vreau să mă întreb, n-am apucat să verific întrebarea mea era, din câte țin eu minte, și la primul proiect erau defalcate, valoric, clădirea 1 separat și clădirea Dăbănesc, au rămas indicatorii de la clădirea C1, care a fost inițiat, nu? La clădirea C1 au suferit o modificare scurtă. În urma efectuării punctajului am sugerat și primărie și domnului proiectant, mai era un singur criteriu unde puteam să primim încă 4 puncte plus, și anume un sistem de ventilare, care nu a fost inclus inițial. Am discutat și cu reprezentanții primăriei și cu domnul proiectant. Introducerea sistemului de ventilare era fezabil, se putea introduce, și atunci, pentru mărirea punctajului, cu încă 4 puncte, am decis să adăugăm și acest sistem de ventilare. Și ce s-a născut? Poftim? Euro, ce s-a născut? Nu era de foarte mult, nu știu. De 5.000 de lei, dacă era... Mulțumesc! Spune-mi, domnul Brânce. Acum ne apucăm să studiez foarte bine materialele. Vreau să vă întreb la punctul următor, de fapt, ce vă dăm? Că văd că apare sala de sport, se apropie investiția și indicatorii tehnico-economici pentru... Deci dacă nu s-a renunțat la... Deoarece noi aveam stipulat în contract
contract și în primirea documentației pentru sala de sport, așa s-a decis că o să vedem și acest lucru. Da, te rog să răspund eu. Deci, aprobăm indicatorii tehnico-economici și pe sala de sport, urmând ca acesta să nu fie făcut pe fonduri europene. Dacă o facem din resurse proprii în viitor. Dar era păcat dacă dumneavoastră deja aveau prins în contract să nu ne folosim de... Da, mulțumesc, dacă nu era... Oricum vreau să vă spun că gradul de încărcare este destul de mare, sunt în 170%, astfel că orice punct, domnule Consiliu Pătruț, orice punct în plus, prins, câștigat de către noi, poate atunci automat să nu crească. Deci, în punctul nu se crească șansele mai de obținere din acela. Da, mulțumim. Dacă nu se intră de discuții, dacă nu se pune la vot, cine este pentru? Unanimitate? Mulțumesc. Punctul 7 și ultimul de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea investiției a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul îmbunătățirea eficienței energetice a unor clădiri din incinta liceului teoretic Bacădan din municipiul Câmpia Turzii, clădire C2, sala de sport. Prezintă inițiator primar Corin Nicolae Roșina. Discuții dacă le aveți? Sau ați fost rămâniți la... Da? Supune la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Împotrivă? A, la cine? Deci, 16 pentru. Abține. Împotrivă. Declară închisă ședința de astăzi. Vă mulțumesc pentru participare. Thank you.